pizza e cea mai bună mâncare din lume. Ce amuzat e serialul ăsta. Aoleu, a căzut fix pe blugii mei. Trebuie să-i curăț. Brânză de pe pizza, de ce m-ai trădat? Dar tot bună e la gust. Hai, sosule, dispari! Ce se întâmplă aici? Nimic? Da, exact! Dă-te mai încolo! Trebuia să-ți fi arătat mai demult trucul ăsta. Dacă lipești așa două felii de pizza, o să-ți protejezi și brânza și hainele. Wow! Mersi, mamă! Ce truc tare! Știi că aș face orice ca să-mi ajut băiatul! Mamele adoră cărțile romantice. Nu le poți opri din citit? Nici n-a observat-o pe Jennifer. Hai odată! Trebuie să le bag pe toate în ăsta! Draga mea, ce-i cu zgomotul ăsta? Nu pot să bag aici toate foile de care am nevoie! Oprește-te! Le șifonez pe toate! Știu că te-am educat mai bine! Dă-mi-le mie! Nu așa ai grijă de lucrurile tale pentru școală? Scuze! De ce nu folosești dosarul pe care ți l-am cumpărat? A costat bani, știi? De fapt... Poate că dosarul ăsta e mai versatil decât credeam? Ia un dosar ca acesta și taie-l în partea de sus. Apoi pune pe separatoare ce vrei tu. Umple-l cu foile tale pentru a avea acces ușor la ele. Nu uita de asta! Poți să-mi mulțumești mai târziu! Poftim! E chiar simpatic! Și mi-au încăput toate foile în el. Mami, mereu știi ce trebuie făcut? Sper doar să le pot menține organizate. Și partea cea mai bună, pot găsi foile de care am nevoie în câteva secunde. Unde e tabelul ăla molecular important? Aha! Mai bine să mă grăbesc ca să nu întârzi. Te anunț cum a decurs totul, mami! În sfârșit pot să-mi continui cartea plină de pasiune. Am venit de la școală și acum mă pot distra! Suc și cartofi prăjiți! Gustos! Bup! Sucul e rău pentru dinții tăi! Ce scârbos! O să mănânci sănătos! Scuze? Ba nu! Bea sucul ăsta de morcovi și mănâncă morcovul ăsta! Un morcov? Dar, mamă, nu-mi plac morcovii! Mănâncă-l! Vreau cartofi prăjiți! Dar legumele sunt bune pentru tine! Mai mult morcov pentru mine! Stai puțin! Jucăria asta mi-a dat o idee! Umple popitul cu suc de morcov! Congelează-l! Apoi pune minunăția într-un ambalaj de cartofi prăjiți! Gata! Ah, scumpo, cina e gata! Nu vreau legume scârboase! Ți-am pregătit ceva special! Ta-da! Cartofi prăjiți? Bun! Sunt grozavi! Nu o să știe niciodată! Un bărbat puternic trebuie să fie concentrat! Hai, mamă! Îngrijeam puțin plantele! Nu e adorabilă asta? Dar nu se compară cu fiul meu! Ai grijă cu mâinile alea! Totul ține de trunchi! Și dă acolo! Și încă o dată, haide! Hiu, chiar am transpirat! Trebuie să mă hidratez! Ok, gata pentru runda a doua! Trebuie să mă antrenez pentru când dinamicul vine din spate! Planta! Nu preferata mamei! Ce naiba! Steven, ești bine? Sunt ok, nu veni aici! Trebuie să strâng tot pământul ăsta! Ce n-aș da pentru un aspirator silențios? Cum de e atâta pământ aici? E ocupat acolo, corect?
Sper să nu facă mult zgomot. Trebuie să fiu rapid. Doar împinge pământul. Ce pierdere de vreme. Gândește, Steven, gândește. Știu. Am nevoie de câteva paie. Bingo! Prinde-le pe fraiere cu un elastic și bagă-le în aspirator. Arată bine până acum. Acum poți pătrunde în toate micile crăpături. Un aspirator n-ar putea face asta. Zici că paiele astea sunt moarte după pământ. Ah, am ratat o zonă. Perfect. Chestia asta e arma mea secretă. Vine mama. Salut, doar îmi făceam treaba. Vezi? Am crescut un băiat grijuliu, nu? Eh, clar sunt descurcăreț. Oh, e timpul pentru ceva dulce. Oh, nu se poate. Haideți, nu aveți voie să mâncați dulciuri înainte de cină. Știți regulile? O să iau astea. Dacă vreți o gustare, mâncați rodile astea. Serios? Nici măcar un măr sau o portocală? Glumește, nu-i așa? Cum se mănâncă astea? Nu te uita la mine, habar n-am! Bine că am la mine ciocanul ăsta! Nu! De fapt, am nevoie de un fierăstrău! Nu-i bine! Asta se rezolvă cu scule electrice! Hei, ce naiba faci? Bea tot sucul și a scăpat de semințe? Cum ai făcut asta? Dă-o încoace și ți arăt. Trebuie să o pui pe o latură și să o tai în două. Înăuntru sunt semințele acoperite de pulpă. Trebuie să-i scoți toate semințele. Apoi urmează partea ușoară. Ia o seringă uriașă și începe să o umpli. Bagă cât de multe semințe în cap. Acum adaugă-i pistonul. Poftim! Acum poți să storci sucul direct în gură. Mmm, ce bun e! Nu trebuie să mă mai chinui cu toate semințele. Ești genială! Ah, ce-o fi? O petrecere? Vreau să merg! Dar trebuie să mă schimb. Oare am haine de petrecere? Asta să fie? Chiar că faci un mare morman, Kate? În sfârșit am găsit ceva! O să arăt așa de drăguț la petrecere! Da, clar alegerea potrivită! Stai pe loc! N-ai de gând să le strângi? Nu pot să fac asta când mă întorc? Hai, frate! O să întârzi la petrecere! O să-mi iau o veșnicie să strâng tot. Ce? Știu! Adârnă o față de pernă pe spătarul unui scaun și trage-o așa. Când stă bine, bagă-ți hainele acolo. Și într-un minut, dezordinea ta va fi dată uitării. Fix la timp să vadă mama. Cine știe, poate chiar îți împrumută bijuteriile ei mișto. Clar merită să fie ordonată. Mersi! Pa, mami! În sfârșit e timpul pentru un baton de granola. Dar mama știe că sunetul unui ambalaj înseamnă că vine un dezastru. Ups! Mami nu e încântată. Bună încercare, mămică dragă, dar tot o să-l mănânc. Întoarce invers un covoraș de baie și conturează-ți papucul. Folosește un marker ca să vezi bine. După ce l-ai decupat, acoperă-l cu lipici cald. Un model în zigzag e cel mai bun. Apoi apasă-l pe spatele papucului tău. Și nu uita de celălalt papuc. Podeaua o să fie așa de curată. Un pic de frecat aici, un pic de curățat acolo. Muzica ajută procesul.
Am ratat o zonă! Și uite așa, podelele mamei sunt în lună! Vai, ce fată bună ești, Jennifer! Poftim papucina apoi!